Bună seara! Ce faci, ha? Ai fiecare scris în comentarii acolo ce faci, chiar sunt interesant și eu. Scris, de unde sunt ies, de-aia cum, ce faci, vă ocupați? Eu că am vrut să spăl mașina, dar știi cum, să o opri ploaia, dar pe o parte zic nu mai spălați, o spăla o sâmbătă. Da, sâmbătă mă duc la o nuntă și mă duc cu mașina curată, mașina cu efect. Eu când văd pișa că vin cu mașinile murdare la nuntă și cu matrile, mă nervez eu, înțelegi? Băi, eu în video să vă vorbesc, cum te duci corect la eveniment, la restaurant, înțelegi că e zi de naștere, că e cu matrie, că e nuntă, nu contează, tu duci cu efect. Bine, că duci cu efect, că ai cu ceva și te duci, înțelegi? Dar dacă ai așa tineri și acolo, ești pe sub copaci, că se rușine, nu poți. Dar acum vorbim despre ăștia care au un credit, care au mașina lor, dar poate mașina împrumutată, poate mașina închirii, nu contează, vorba de eveniment. Și acum, dacă ești chemat la ora 5 la eveniment, da? Duci la 4:30. Și la 4:30, normal, i-au dat cu muzicanță, înțelegi? Pentru că tu primul ai lăsat mașina acolo în jocul drumului. Tot lumea trebuie să știi care vine, ca nu mi-aș iei mașina ta. Dar păi și normal, fix ca la Paște Bajânului, primul ieșe în vârful deală. Și lumea începe a veni, înțelegi? Și te-am pe a pune întrebări. Bă, dar cine e cu jupul ăsta, știi? Dar tu mândru stai la furșet acolo, hop, o cafeluță, știi? Și vezi că lumea sunt, așa, ce, și tot, ca lumea ne-am știi și ne stăpână, hopa, da, pe așa o leac pe buton și lumine, țic, și lumea deodată, cine cu mâna întinsă? Și tu, tipa, modest, asta e eu. Și începe ca așa lumea a veni, știi? Și te-am lumea tot într-în sală, prima masă, cum le-ai dat. Ap tu, vreau să-ți spun, faci neapărat traseul ăsta, mașină-restaurant. Dar de ce? Ți atunci în momentul ăla începe să trebuie toate bezdelușile de mașină. Te duci acolo pentru soția, te rogai să duci o zacolcă, ceva, nu știu, vreau asta vreun chepine. Copilul poate un biberon, ceva. Sau pur și simplu tu ai venit să verifici presiunea în rot, să te mai uiți. Și tot în momentul ăsta, până și ajungi la mașină, apeși de vreo 300 de ori pe butonul ăsta. Da? Închis-o, deschis. După ce ai închis-o, fix așa, până și în restaurant, tot așa. Închis-o, deschis. Și când ai ajuns pe praguri, dar când se întâlnă pe ușă, mi-a făcut tot așa, știi precis că s-o închis. Și atât evenimentul merge cumva tot acolo. Acum tu e de ieșit, da, din sală și ai pus mașina așa și ai blocat vreo 5 mașini. Dar de ce? Asta îți dă statut, înțelegi? Când mașina ta blochează 5 mașini și nimeni nu poate să iasă. Și la microfon, înțelegi? Te mă dau așa frumos. Spuneți, vă rog, cine este șoferul BMW-ului X5 sau Porsche sau F10, nu contează și mașina. Puteți veniți până afară să mutați mașina, știi, și-o dat. Amor, eu mănânc. Și acolo, iar a doua oară, hai și-o amor. Și ieși așa, înțelegi, și eu n-ai drum, nu încaic, înțelegi? Pentru că asta înseamnă, lui, ai mașină, toată lumea trebuie să știe, nu? Asta e ceva firesc, asta e ceva normal. Și întotdeauna în mașină, dacă duci la un nunt, cu matrize, de naștere, cum astăzi mai devreme, ai umerașul cu cămeșuica, știi? Tu totdeauna trebuie să ai cămeșuica și sacoul pe umeraș în spate pus, știi? Înțelegi? Și neapărat o pereche de baleci pentru soții. Pentru că pe nata asta udor și șoare. Trebuie să te gândești din timp toate momentele astea. Bun, acum, înainte de a te duci acasă, dai seama, știi cum? Doar este dezbrăcat, nireasă, spre exemplu. A putut așa, dacă cadouri din mașină, ai un serviciu de căni și 12 căni, a putut scoți câte o cană, duci în restaurant, și lumea trebuie să vadă că asta e mașina ta, mă rog, mai este o lume care poate nu a fost atentă din prima, știi? Și iată, în felul următor, și la moment, îi mai dai vă 200 cani, șampanie, să colbec, ce zici, tăți, dar tu nu ești la volan. Da, normal, înțelegi că așa, și acolo, poate, te chiflișești tu, ghiri-ghiri, oricum, asta e femeia, și ia să-ți crem, de palet și neapărat trebuie să aibă, știi? Aveți grijă și dacă aveți o mașină, folosiți-o cu măsură, da? Eu aici m-am spus, hai mă străduiți și un bun cu oameni și să vă învăț cu ceva bun aici. Eu, serios, cum nini greu și nini rușine când văd aveți mașini este serioasă și când văd că le parcați câte la 100 de metri de restaurant, cum nini greu. Parcați-i mai aproape leacă, parcați-i, înțelegi că dacă e asfalt, înseamnă că spate parcat și gata. Acolo e un tufăraș, că e acolo iarbă verde, da, așa, nu mai duci nimic aici. Cum se spun eu, înțelegi? Hai, mă duc eu să-mi calc pe jăcioc.